Cine nu-și dorește un concediu departe de casă? Dar oare câți dintre noi își permit să plece în vacanța visurilor? S-ar putea să fiți surprins de cât de ieftin este să-ți îndeplinești dorința. Croaziere pe urmele Titanicului, vacanțe în hoteluri subacvatice sau, de ce nu, tocmai în Patagonia. Sună amețitor, dar sunt oferte reale făcute de agențiile de turism pentru reghinenii cu dare de mână. Croazierele generic sunt destinații de lux. Toată vacanța se desfășoară pe un vapor care este clasificat la minim 4 stele și turiștii au posibilitatea de a vizita diferite locații. Deci este un fel de sejur circuit. Ei își petrec cea mai mare parte a timpului pe vapor, dar au posibilitatea de a opta pentru excursii care se organizează cu plecare din diferite porturi. Croazierele au numeroase avantaje, iar primul ar putea fi considerat chiar prețul. O familie se poate bucura de o asemenea vacanță pe mare la prețul de 2000 de euro. Din acest an se asigură transportul cu avionul din România în Europa, în principiu pentru Roma. Și din Roma este plecare mai departe cu vaporul. Este un circuit pe Mediterană, este de 7 nopți cazare. Și este variantă cu all-inclusive. Continuăm șirul vacanțelor exclusiviste și ajungem la hotelurile subacvatice, care apar de la an la an în Dubai, Turcia sau în insulele Fiji. Dacă totuși aveți rău de mare, puteți încerca o ședere în resorturi de lux. Anul acesta, destinația preferată a românilor se dovedește Turcia, cu servicii all-inclusive de mai multe stele. Sunt vacanțele clasice la resorturile de lux, în principiu în străinătate. Mă refer la Turcia sau mă refer la Grecia. Să nu vă imaginați că sunt puțini cei care își permit aceste vacanțe cu mii de euro. Mai mult decât de bani, îndeplinirea viselor ține de voință, așa că unii reghineni preferă să pună lunar bani deoparte și ajung astfel să petreacă de minune în concediu la care alții nici nu îndrăznesc să viseze.